Bine v-a regăsit pe canalul Enims, proful de chitară. Spuneam că ritmul exprimă mișcare, vigoare în cadrul unui limbaj muzical, creind stări sufletești complexe, ducând deseori la nostalgie, la fantezie, putând ajunge până la trăiri și simțuri personale profunde. Iată de ce vom continua cu câteva exemple ritmice, folosite foarte frecvent în arta cântului muzical. Din cunoștințele anterioare postate pe acest canal, referitoare la rolul măsurilor, precum și varietatea valorilor notelor muzicale cuprinse într-o măsură, putem afirma că măsurile pot fi măsuri simple sau compuse. Cele simple pot fi binare, adică cele cu doi timpi, și ternare, cele cu trei timpi. Deci putem spune că prima formă ritmică este alcătuită din măsuri simple binare și măsuri simple ternare. Mai spuneam că un factor esențial în procesul ritmic îl are timpul, care poate fi timp accentuat și timp neaccentuat, unde timpul accentuat este un timp scos în evidență. Raportându-mă la măsurile simple binare și ternare, precum și la posibilitatea combinării lor, întâlnim două situații. Prima situație este atunci când două măsuri simple de același fel, binar sau ternar, sunt combinate între ele, creind o măsură compusă numită omogenă. Aici putem da ca exemplu măsura de 4 pătrimi, care este formată din două măsuri simple binare de 2 timpi. O altă măsură compusă, omogenă, este și măsura de 6 pătrimi, formată din două măsuri simple de 3 timpi. A doua situație întâlnită este atunci când combinăm o măsură simplă, binară, cu o măsură simplă, ternară. Iar prin această combinație obținem o măsură compusă, eterogenă sau mixtă. Dar de aceasta ne vom ocupa în ceea ce urmează. Mai înainte de începe, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru interesul pe care l-acordați acestui canal. În general pentru muzică. Dar nu uita totuși să dai like și să te abonezi dacă nu ai făcut-o până acum. Îți mulțumesc! Spuneam că vom putea întâlni o situație în care combinăm o măsură simplă binară cu o măsură simplă ternară, obținând astfel o măsură compusă eterogenă sau mixtă. Pentru a putea înțelege mai bine aceste lucruri, ne vom folosi de măsura de 5 pătrimi, care este o măsură compusă eterogenă, formată dintr-o măsură simplă de 2 timpi și dintr-o măsură simplă de 3 timpi. În acest scop, pentru a înțelege partea ritmică din fiecare exemplu, mă voi folosi de 3 acorduri. Acestea fiind La major, Re major și Mi major. În exemplul 1, fiecare măsură este alcătuită chiar din 5 pătrimi. Asta însemnând că pentru fiecare pătrime vom lovi ușor corzile chitării în jos. Astfel, pentru La major, jos, 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 jos. Pentru Re major, una, două, treia, patra, cincea. Și pentru Mi major, unu, doi, trei, patru, cinci. Obținând următoarea formă ritmică.
În exemplul 2, avem repartizate pe fiecare măsură următoarele valori de note. O pătrime, două optimi, o pătrime și patru optimi. Pentru pătrime, lovim ușor corzile chitării în jos. Pentru cele două optimi, jos, sus. Pentru pătrime, iarăși jos, iar pentru cele patru optimi, jos, sus, jos, sus. Astfel vom obține următorul ritm. Pentru acordul la major, vom avea jos, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. Pentru re major, jos, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. Și pentru mi major, jos, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. În exemplul 3, în cadrul măsurii întâlnim următoarele valori de note. 3 pătrimi urmate de 4 optimi. Pentru pătrimi, lovim ușor corzile chitării în jos de 3 ori. Și pentru cele 4 optimi, jos, sus, jos, sus. Astfel, pentru acordul la major avem jos, 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 sus, jos, sus. Pentru re major, jos, 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 sus, jos, sus. Și pentru mi major, jos, 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 sus, jos, sus. În exemplul 4, întâlnim pentru fiecare măsură următoarele valori de note. 4 optimi, o pătrime și 4 optimi. Pentru cele 4 optimi, lovim ușor corzile chitării în jos, sus, jos, sus. Pentru pătrime în jos, iar pentru cele 4 optimi, jos, sus, jos, sus. Astfel, pentru acordul la major, vom avea jos, sus, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. Pentru re major, jos, sus, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. Și pentru mi major, jos, sus, jos, sus, jos, jos, sus, jos, sus. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să dai like și să te abonezi. Ne revedem la lecția următoare.